Mulțumesc, Antonia. Scade prețul la gaze. Ministrul Energiei a dat vina pe Rusia pentru creșterea prețului la gaze naturale care a avut loc, dar totodată spune că estimarea specialiștilor este că prețul va scădea după această iarnă. Astăzi asistăm la prima investiție aici, la o creștere a capacității de uscare de aproape 3 ori, 3 ori și ceva, de peste 3 ori, a gazelor. Asta înseamnă o creștere a capacității de extracție din depozite. Practic este o etapă în planul nostru de creștere atât a capacității de înmagazinare, cât și a capacității de injecție și de extracție din depozite. Ne-am propus ca până prin 2025 să avem peste 4 miliarde de metri cub capacitate totală de stocare și să ajungem la o capacitate totală de extracție de 40 de milioane de metri cubi. Cu o capacitate de interes comunitar a fost aprobată lista 5 și se găsește pe această listă, deci va putea beneficia de finanțări europene, iar totalul investițiilor aici în magazinarea gazelor la Depogaz se situează la peste 100 de milioane de euro. Cu toții știm motivul creșterii gazelor naturale, este o speculație pe piața gazelor naturale făcută de către Federația Rusă prin Gazprom. S-au redus livrările prin Ucraina, se presează practic operaționalizarea conductei Nord Stream 2. Noi estimăm că după perioada de iarnă, odată cu probabil pornirea conductei Nord Stream 2, prețurile vor scădea. Iarna aceasta va fi ca și iarna trecută, ca și acum 2 ierni, ca și acum 3 ierni, pentru că aceeași capacitate de extracție, ba din contră mai mare o avem acum, de gaze naturale din depozite, ca și iarna trecută. Singura diferență este, dacă ați observat, pentru că, așa cum bine ați spus, nu se mai rezervă anticipat capacități de interconectare, capacități de intrare, iar după părerea noastră și a altor colegi ai mei din statele membre a Ministerului Energiei, este la fel o modalitate de a sensibiliza piața și a ține prețul sus.